se văd. Pentru că prin aceasta, cei de vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea căpătați iar mărturia că este neprihănit. Căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește încă, măcar că este mort. Prin credință a fost putată în nou pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu o limitase. Căci cine are de mântuirea lui, a primit să mărturia că este plăcutul Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să fie plăcut lui. Că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să cadă că El este și că răspătește pe ceea ce caută. Prin credință Noe, când a fost înșezat de Dumnezeu desprutul care încă nu se vedeau, și prin de teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și cape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capete prin credință. Prin credință Abraham, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe să duce. Prin credință și-a zedat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era lui. Și-a locuit în părturi, ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitor cu el ai aceleași făgăduințe. Deci el așteptea cetatea care are temnitari, al cărei meșteri și viitor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta trecută, a primit putere să zimisească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare nivel, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate îndura. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Și doar le-au văzut și au luat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe acest pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de sfârșit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să întoarcă în ea. Adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeul lor, că și-a pregătit o cetate. Prin credință a dus Abraham jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a dus jertfă pe singurului fiu. El, căruia se spusese, în Isaac avea sămânță care va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și de vorbind, că a înviat din morți s-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac, Iacob și Esau binecuvântare, care era în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacob, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiul Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful teatrului său. Prin credință a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau crav frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de ochipul păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii prioniți spre răspătire. Prin credință, a prăzut el Paștile și a făcut stropirea sângelui. Pentru că adivicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei mare roșie ca bruscat. Pe cât egiptenii, care au încercat să treacă, au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolit de 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahab împreună cu cei zvătiți, pentru că găzduiți scoatele cu bunăvoință. Și ce vă mai zice? Că și vă ajunge vremea dacă vreau să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Eftaie, de David și de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săviei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe foc oștile vrășmașe. Femeile și-au primit pe morții lor în viață. Unii, ca să dobândească o învire mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care se nădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestreul, chinuiți.
Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu căroace și în piele de capă, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică, au rătășit prin pustiu, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost soldați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le-au fost făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ne ajungă la desăvârșire fără noi. Amin. Amin.